Balcan, în traficul din București s-a încheiat cu o tragedie. Enervat pe o șosea din sectorul 4, un motociclist a oprit și a scos casca și a lovit cu putere un bărbat aflat pe o trotinetă electrică. Lovitura a fost atât de puternică încât tânărul a fost aruncat sub roțile unei mașini. Priviți acum imaginile șocante de pe camera montată. Ați văzut și la începutul jurnalului aceste imagini de pe camera din mașina implicată în cumplitul accident. Bărbatul care a intrat sub roțile autoturismului n-a mai putut fi salvat. Pe rețelele sociale, cazul a strânit reale controverse. Sunt imagini filmate la scurt timp după accident. Bărbatul nu a putut fi salvat de echipajele sosite imediat la fața locului. Cei doi au intrat mai întâi într-o discuție în contradictoriu, în trafic. De aici, lucrurile au degenerat rapid. Potrivit anchetatorilor, conducătorul trotinetei este cel care l-ar fi lovit inițial pe motociclist în zona spatelui. De aici a pornit altercația. La un moment dat, motociclistul și-a dat jos casca și l-a lovit cu aceasta în zona capului pe conducătorul trotinetei. Acesta s-a dezechilibrat, a căzut pe asfalt, iar în acel moment a fost lovit frontal de către un autoturism aflat în mers. Colegii lui american, așa cum este poreclit motociclistul, încearcă acum să ia apărarea. Avocatul acestuia le-a cerut cunoscuților o descriere, pentru că, spun apropiații, nimeni nu se aștepta la o astfel de reacție din partea lui. Bărbatul participa frecvent la acțiuni caritabile și ajuta ori de câte ori era nevoie. Între timp, pe rețelele de socializare, curg comentarii pro și contra. Mi-e cumplit de drag omul ăsta, dar moral nu pot să-l scuz. Moral trebuie să plătească, chiar dacă asta nu va aduce dreptate familiei decedatului. Americanul îmi este prieten. Îmi pare rău pentru cele întâmplate. Un om mort și altul inevitabil la pușcărie. Sincer, îmi pare rău. Poate motociclistul l-a evitat și el s-a ținut după motociclist. N-ați mai întâlnit cazul în care un om merge normal, nu-l bagă în seamă și altul vine după el? Momentan nu s-a aflat de ce motociclistul a avut reacția violentă. Ceva s-a întâmplat cu omul ăla înainte, de motociclist vorbesc. Dacă încă te-a șicanat cineva în trafic, ok, da, nu pare așa o nenorocire. Dar dacă te prinde după multe zile de, poate nici somnul n-a fost foarte bun, că dacă ești anxios, n-ai cum să ai un somn de calitate. Poate și o problemă personală, foarte multe griji, foarte multe gânduri și vine o chestie foarte mică care îmi pune capac. Fostul șef al poliției rutiere povestește că în trecut a făcut demersuri pentru a împiedica violența în trafic, însă fără rezultat. Educația rutieră este din 2003 în legislație și nimeni nu face nimic. Conform codului penal, motociclistul riscă acum între 10 și 20 de ani de închisoare. Motociclistul a stat doar 30 de minute în fața judecătorilor de la Tribunalul București și în cele din urmă s-a decis arestarea. Colegul nostru, Rafaelo Varga, a urmărit cazul. Bună seara, Rafaelo, tu ai vorbit cu avocatul lui, acesta ți-a dat informații în exclusivitate. Cum și-a justificat bărbatul fapta? Bună seara, Sabrina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, motociclistul a fost arestat pentru următoarele 30 de zile. Acesta le-a spus judecătorilor că nu a intenționat în nicio clipă să facă rău, ci dimpotrivă a vrut să evite o tragedie după ce l-a observat pe conducătorul trotinetei că este într-o stare vizibilă de ebrietate. A încercat să-l imobilizeze, asta nu înainte de a suna la 112 și a le spune polițiștilor despre cele văzute. Doar că în momentul în care a sunat la poliție, conducătorul trotinetei a auzit conversația și s-a enervat, l-a scuipat și chiar l-a lovit în zona spatelui. În acel moment, conducătorul motocicletei a reacționat, a spus că nu știe de ce în acest fel și și-a dat jos casca, a aruncat cu casca după conducătorul trotinetei, care s-a dezechilibrat și a ajuns astfel sub roțile mașinii. Haideți însă să ascultăm în exclusivitate declarația avocatului instructorului moto. În timp ce clientul meu stătea la semafor, a fost lovit din spate de către acest individ, cu intenție, reproșându-i că de ce a turat motorul când l-a depășit. Meu încearcă să-l oprească în trafic până vine poliția, după ce inițial sună la 112. A aruncat cu cască intenția de a-l opri. Văzându-l agitat și cred că previzibil comportamentul său ca și persoana fată sub influența băuturii alcoolice sau cu probleme psihiatrice, dreptul meu fiind instructor moto, așa,
a vrut să-l oprească să nu fie în continuare un pericol pentru el sau pentru alții. Recunoaște că a fost un gest nesăbuit, că nu și-a dat seama ce rezultat poate avea acel gest al său. N-a intenționat în niciun moment să bată-ne sau, Doamne ferește, să ducă la pierderea vieții.